Olimpia Râmnicu Sărat și Young Stars Panciu sunt cunoscute pentru participarea lor în ligile superioare ale fotbalului românesc, acolo unde, de altfel, fotbaliștii pregătiți de Marius Târâlă luptă să revină la finele acestui sezon competițional. Astfel că, încă din start, partida amicală se anunță a fi extrem de interesantă. Deși a disputat meciul la numai 3 zile de la reluarea antrenamentelor, Olimpia Râmnicu Sărat a reușit să se impună la capătul unui joc echilibrat. În final, echipa râmniceană a câștigat în Vrancea cu scorul de 1-0 grație reușitei lui Claudiu Ionescu din a doua repriză. Meciul s-a disputat pe Cocheta Arena din Panciu, care are o capacitate de 1200 de locuri.